Investiția primăriei Timișoara într-o bază sportivă nouă pentru profesioniști și amatori pe strada Mircea cel Bătrân a intrat în etapa construcției. Municipalitatea a predat amplasamentul, iar constructorul a început organizarea de șantier, astfel încât de săptămâna viitoare să fie executate primele lucrări. Potrivit graficului, până la sfârșitul lunii noiembrie va fi construită clădirea cu tribună. În paralel va fi pregătit solul pentru terenul de fotbal, ce va fi amenajat pe o suprafață de 4.970 de metri pătrați și totodată vor fi executate lucrări necesare pentru instalații. Este a doua mare investiție în sport pe care o începem anul acesta după stadionul de pe calea Buzeașului și totodată primele facilități sportive pe care primăria le construiește după decenii de așteptare. Reconstrucția sportului timișorian are nevoie de infrastructură de calitate și asta facem, a declarat primarul Dominic Friț. Terenul de fotbal va putea fi omologat pentru competiții de fotbal din ligi inferioare. Noul complex sportiv va cuprinde pe lângă terenul de fotbal o clădire administrativă cu vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical, birou administrativ, sală multifuncțională, spații tehnice și de depozitare. De asemenea, va fi amenajat un teren de basket cu suprafața de aproape 572 de metri pătrați. Pentru atletism vor fi disponibile o pistă de alergare cu 4 culoare de până în 100 de metri și o groapă de nisip pentru antrenamente. Tribuna va putea găzdui 417 spectatori. Amenajarea include și spații verzi, locuri de parcare, rastele de biciclete și alei. Noua bază sportivă este construită de primăria Timișoara pe un teren de peste 8.900 de metri pătrați și va putea fi folosită de timișorenii dornici de mișcare, de cluburi sportive sau cluburile școlilor. Investiția se ridică la 4,9 milioane de lei.